prezenția voastră, preacucernice părinte profesor, iubiți frați creștini, slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Ziua de astăzi și clipele acestea pe care le trăim acum sunt foarte importante, dacă nu mai mult decât importante. Și iată de ce. Și aș vrea să mă explic în cele ce urmează, ce înțeleg eu prin clipe importante, dacă nu mai mult decât importante, și acest mod indirect de exprimare legat de cuvântul important are rațiunea lui, sensul lui de a fi. Pretutindeni se spune, și adesea cei mai mulți mărturisesc că sărbătorește oastea Domnului centenarul în anul acesta. Eu nu cred că oastea Domnului sărbătorește centenarul sau ar trebui să sărbătorească centenarul. Oastea Domnului nu sărbătorește 100 de ani de existență astăzi. Oastea Domnului trebuie să trăiască reflectând la cei 100 de ani de existență. Când sărbătorim adesea din afară, din exteriorul nostru. Dacă suntem chemați la sărbătoarea cuiva, participăm, fie din obligație, fie foarte rapid, stând acolo, mergând acolo și stând foarte puțini, e o sărbătoare, sărbătorim ceva. Nu cred că ne obligă foarte mult sărbătorirea ceva. Dar reflexia la acel ceva, trăirea lui acel ceva, te angajează pe tine plenar. De aceea, toți ostașii astăzi, din România și din lume, nu trebuie să sărbătorească. E punctul meu de vedere. Ci trebuie să reflecteze trăind. Nici măcar să reflecteze, ci să reflecteze trăind la cei 100 de ani de luptă a înaintașilor noștri. Pe aceștia nu putem sărbători. Pe aceștia nu putem decât să-i trăim în prezentul nostru, într-un pas în viața noastră de zi cu zi. De să-i trăim într-un pas, nu să-i sărbătorim. Și atunci, pentru mine, ziua de astăzi, ca de altfel, și cele care au fost și vor urma, legat de centenarul oastei Domnului, trebuie să fie momente de reflexie personală și comunitară. Și atunci vom vedea ce avem de făcut vis-a-vis de cei 100 de ani, vis-a-vis de prezentul întrupat al acelor 100 de ani și vis-a-vis de ziua de mâine, în care se va reflecta și prezentul de astăzi, dar și cei 100 de ani. Se vor reflecta. Ca să ai un mâine, trebuie să știi ce a fost ieri. Și trebuie să te străduiești și să înțelegi ce trebuie să fie azi. Vis-a-vis de ieri și în raport cu mâine. Iubiții mei, se vorbește adesea de asociația oastei Domnului. Nu cred că este un cuvânt mai nepotrivit decât acesta. Oastea Domnului nu e o asociație. Oastea Domnului nu trebuie să fie o asociație. Oastea Domnului este parte integrantă de o comunitate liturgică de trăire și întrupare a Cuvântului Sfânt și de actualizare mereu a acestui cuvânt întrupat și a Evangheliei Lui în viața ta. Avem asociații sportive, avem asociații financiare, avem asociații militare, avem de toate. Asociații caritabile. Oastea Domnului nu e asociație.
Oase Domnul este parte integrantă din biserica și din istoria bisericii noastre. Nu poți să vorbești de oasă Domnului ca de o asociație pe care s-o aduci în interiorul bisericii. Că atunci este ceva parte de biserică. Ați văzut aici în filmulețul acela întrupatul crezul oasei Domnului. Pe crezul oasei Domnului este crezul bisericii. De aceea am spus pretutindeni și o spun și o voi mai spune cu toată responsabilitatea că locul oasei Domnului este în biserică. În biserica străbună, biserica moșilor și strămoșilor noștri. Nu în afara ei, în programe separate de viața liturgică a bisericii. Ci locul oasei Domnului este liturgia de după liturgie și în liturgia bisericii și în continuare liturgie, în liturgia de după liturgie. Așa-și vreau eu să fie oastea Domnului. De aceea, cred eu că pentru a înțelege cei 100 de ani de luptă înnoitoare, mii și sute de mii de oameni au beneficiat de pe urma acelei mișcări de trăire în interiorul bisericii, curent și mișcare și bornă care a definit istoria acestui pământ, bornă spirituală care a definit istoria acestui pământ, a fost întrupat tot acest curent, tot această mișcare în viața unui preot care n-a fost și n-a rămas exterior bisericii, Părintele Iosif, la care trebuie, la cărui viață trebuie să reflectăm mai mult. De aceea cred eu că astăzi trebuie să vedem unde se găsește oasta Domnului astăzi, ce trebuie să fie oasta Domnului și ce este oasta Domnului astăzi. Ca să înțelegem trecutul ei și să știm ce avem de făcut mâine, împreună, toți. Oasta Domnului astăzi, ca să fie înțeleasă, să poată fi pătrunsă în esența ei, pentru a putea să se considere o comunitate vie, trăitoare, în interiorul bisericii, în comunitatea mare a bisericii, o mișcare în comunitatea mare a bisericii, nu o asociație separată. Eu cred că oasta Domnului astăzi trebuie să reflecteze mult la ceea ce este. Pornind de la crezul întemeitorului ei și a martirilor ei. Oasta Domnului are cei mai mulți martiri, să știți. Știu și neștiuți. Mai mulți sunt neștiuți. Oastea Domnului nu va fi înțeleasă niciodată dacă oastea Domnului este fragmentată. Dacă oastea Domnului, părți din ea, fragmente din ea sunt astăzi măcinate de egoism, de mândrie, de oameni plini de sine, oastea Domnului nu va putea. Așa, în acest mod, să miște societatea. O societate nu secularizată în ea însăși. Adesea vorbim de societatea secularizată. Nici vorba. Nu avem de-a face cu o societate secularizată astăzi. Avem de-a face cu o credință secularizată. O religie secularizată. Și ca să mă explic. Cine vine? Vine cineva, am mai spus asta, să te forțeze cu câteva zile înainte de Paști, să te duci să cumperi iepurașul de Paști, simbol al Paștelui? Forțează cineva? Vine cineva și stă în spatele tău și te obligă la așa ceva? Nici om. Nu vine nimeni. Merge creștinul de azi singur. Și copiii noștri identifică Paștele astăzi cu iepurașul. Nu cu Domnul jertfit și înviat. Păi ce secularitate?
Ce societate secularizată avem în față? Nu, avem trista realitate a unei credințe secularizate. Aici ne găsim. De aceea, iubiți, o stași de pretutindeni. Procedeți la unitatea acestei mișcări de trăire spirituală. Din toate părțile procedeți la unitate. Lăsați orgoliile deoparte. Lăsați mândria. Lăsați spiritul acela care divide, ca să nu îi dau și eu denumire. Altfel, oasta Domnului va rămâne mereu în afară bisericii. Ca să fie înțeleasă ca parte integrantă, necesară, absolut necesară, în revitalizarea vieții bisericii astăzi. Oasta Domnului are nevoie de a fi o mișcare spirituală unitară, nu fragmentată. Oasta Domnului are nevoie de a-L urma pe Iisus îndeplinind cele două condiții pe care Iisus le-a cerut. Am să le spun imediat. Și apoi am să mă opresc spre încheierea cuvântului meu la un martir, nu al oastei Domnului, al neamului creștin românesc. Poetul, marele poet Randos, la care tot mai mult reflectez. Am mai spus-o și în altă parte. Iubiții mei lui Iisus, fascinată lumea, mulțimea de ceea ce spunea Iisus, de Evanghelia Lui. Cred că mulți s-au întrebat pe ei înșiși ce avem de făcut să-L urmăm pe omul acesta. Omul acesta fascinează. Omul acesta te răscolește. Omul acesta e incomod, dar extrem de plăcut de incomod. Omul acesta revoltă. Iisus acesta, pentru unii, e dezbinare. Așa a fost în vremea lui. Dar pentru alții e unitate. E unire. E spirit care te identifică cu el. Cum să nu te întreb și cum să nu le întreb pe un astfel de om ce ai tu de făcut ca să-L urmezi? Și eu m-aș întreba. Și eu l-aș întreba dacă aș fi în fața acestui om. Omule, mă miști, omule, mă tulbur. Omule, mă identifici cu mine. Omule, mă răvășești. Mă împrăști și iar mă adun. Pune-mi ce am de făcut ca să te urmez. Că vreau să te urmez. Aceste mulțimi care se întreba așa, Iisus îi răspunde. În mod surprinzător, doar două condiții pune. V-ați gândit vreodată că Iisus îți cere două lucruri numai ca să-L urmezi? Și toți avem de aici de învățat. Și știți care sunt acele două lucruri? Auziți-le. Vă citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, acolo unde el spune așa. Vă citesc Marcu, din Marcu, capitolul 8, versetul 34. A chemat la sine mulțimea, a chemat-o pentru că a văzut-o răvășită. Dinpreună cu ucenicii Lui. Imaginați-vă mulțimea, mii de oameni și cu ucenicii și lor le-a răspuns Iisus și le-a zis. Vreți să veniți după mine? Păi uitați-vă ce aveți de făcut. Cine voiește să vină după mine? Și acum urmează cele două condiții. Să se lepede de sine și să-și ia crucea. Și apoi să vină după mine. Niciuna din aceste două condiții nu sunt ușor de înțeles. Nici atunci eu sunt convins că n-au înțeles. Mulți atunci, poate niciunul. Mă gândesc că niciunul.
După cum astăzi, foarte greu de înțeles cuvintele lui Iisus, ce înseamnă să mă lepă de mine? Lepădarea de sine, ce înseamnă? Și apoi să mai iau și crucea. Nu o să mă opresc acum asupra exegezei acestor cuvinte ale lui Iisus. Nu o să le fac interpretare. Și aș vrea să mă opresc numai la prima condiție. La care oastea Domnului, dinpreună cu toți creștinii, dinpreună cu preoții lor care slujesc sufletele oamenilor, dinpreună cu ierarhii, dinpreună cu toți cei care sunt în fruntea poporului. Mulțumiți sau nemulțumiți de noi, de toți, de cei din fruntea poporului. Ce înseamnă lepădarea de sine? Și tot să reflectăm la asta. Ca să putem înțelege de ce nu sărbătorim, ci de ce trebuie să reflectăm la cei 100 de ani de șerfă. A martirilor, oastea Domnului. Pentru că într-un fel sau altul toți au fost martiri în regimul trecut. Cred că și astăzi. Dacă astăzi stau ostașii izgoniți prin cămine, cum am mai spus, prin săl, prin diferite locuri, sunt tot martiri. Ați auzit adeseori spunându-se despre un om, caracterizați fiind oamenii, a, omul acela, îți spune ceva despre el, omul acela e plin de sine. Ce înseamnă plin de sine? Omul plin de sine este omul care nu lasă loc nimănui în jurul lui. Nici măcar lui însuși. Omul plin de sine n-are pentru nimeni loc în jurul lui. Pentru familia lui, pentru prieteni, pentru soție, pentru copii, pentru soț. Nu. El este totul. În jurul lui se învârte totul. Și acest om care nu lasă loc nimănui în jurul lui, nu-i lasă loc nici lui Dumnezeu. N-are loc nici Dumnezeu. E, acel e un om plin de sine. Plin de el însuși. Care a centrat totul pe el însuși, expunzându-se pe el, de fapt, din viața lui. Iisus a înțeles ce înseamnă aceasta. Iisus a înțeles drama unui astfel de om. Atunci a spus omului, vrei să vii după mine? Lasă loc lângă tine și mie, adică lui Dumnezeu. Toți avem de reflectat la acest lucru. Părintele Iosif Tripa, fratele Traian Dors și martirii toți, te-au lepădat de ei. De sine aceea care umple totul și care ne ține separați în funcție de criteriile pe care noi le credem că trebuie să ne evidențieze. Rangul, titlul, învățare multă, cunoștințe multe, trăirea aleasă, dar pe care tu ți-o caracterizezi, nu alții, o caracterizează. Toate acestea te umplu pe tine de acel sine al tău. Lasă-l la o parte dacă vrei să-L urmezi pe Iisus. Iubiții mei, mă uit aici în sală. Știți cum ar trebui să fie sala asta? Acum? Săgeamă de lume. I-a spus părintele profesor și preasfințitului înainte, sala asta ar trebui să fie arhiplină și pe aici, pe culoar. Și în fața casei de cultură. Și pe toate străzile Clujului. Așa ar trebui să fie. Acum. Așa ar trebui să arate orașul acesta acum. Plin de ostași, plin de lume. Venim aici, spre acest loc, în care ostașii nu comemorează, nici nu sărbătoresc, și reflectă la ceea ce trebuie să fie.
Dar dacă nu este așa, atunci nici vorba de sărbătoare astăzi și de sărbătorire, ci de profundă reflexie. Părintele Melian Claudiu spunea să răspundem la niște întrebări. În parte am răspuns la ele. Aș vrea să vă răspundă acest om, fratele Traian Dors. Știți de ce tot insist asupra acestui om? Pentru că omul acesta mă fascinează. Mă fascinează în tot ceea ce el a scris. Dacă ne-a fascinat Eminescu, dacă ne fascinează Coșbuc, dacă ne-a fascinat poeți, nu mai în șir nume, care până la trăire ne-au aplecat pe noi înșine asupra slovelor lor inspirate. Omul acesta ar trebui să fie printre ei, printre aceștia. Trebuie toți să ne luptăm, uniți, nu divizați, să-l aducem pe fratele Traian Dors în literatura română, în școli, să învețe copiii reflectând la cuvântul. Este unul dintre mari poeți a acestui pământ, să știți. Un om atât de modest, așa cum eu l-am întâlnit, nu l-am cunoscut, că nu știam cine este, când elefind, îl vedeam venind mereu la fostul episcop Justinian. Am spus la Suceava acest lucru, nu-l mai repet acum. Haideți să ne oprim la câteva versuri din poeziile lui și să vedeți cine este acest om, cum fascinează și unde trebuie el să fie. Unde trebuie el să fie astăzi. Și noi putem acest lucru să-l facem. Dar în implicare, nu în vorbire despre el. Omul acesta este un teolog fascinant. Mi-a trimis un frate ieri, tânăr al oastei Domnului Ionuț, care are un servis aici, auto în Cluj, pe telefon, o poezie de-a lui. Întâmplarea a făcut ca ieri să ne întâlnim împreună, la locul lui de muncă. Și a spus astăzi că voi spune câteva cuvinte și despre Traian Dors. Cred că el a fost și el fascinat și mi-a trimis o poezie pe telefon, care este o teologie cum nu poți să-ți imaginezi că un om simplu a putut să scrie așa ceva. Vă citesc poezia, câteva versuri, numai din poezia Taina Crucii. Poate unul știți bine. Am aici un volum de poezii, una din cele mai frumoase poezii. Eu cred că toate sunt frumoase. Ale lui Traian Dors. Am vrut să vă aduc să citesc și din gândurile lui, din reflexia lui, din teologia lui, dar mă opresc numai de data aceasta la poezie. Taina Crucii. Fenomenal! Teolog și o teologie a Crucii cum numai Scriptura o are în câteva versete. Zice fratele Traian Dors așa. Verticale ce coboară și întors unește sus. Extraordinar, verticală. Și orizontală care în cercul, care în cercul e răsărit și apus. Fenomenal omul acesta. Auziți mai departe. Ce mai este cruce? Linie de coborâre de la slavă spre noroi. Coborând din slavă în noroiul nostru, Dumnezeul întrupat. Ce mai este? Auziți? Trăsătură de unire largă dintre noi și noi. Adică crucea ne unește.
Au zis mai departe. Coborâre luminoasă de la cer până la atom. Nici nu putem să spunem mai mult. Om de știință. Legătura îmbrățișării dulce dintre om și om. Ce mai este cruce? Punte pe eterne abisuri ocolind de sfârșit este linia și cercul, și sfârșit și nesfârșit. Nu ce spuneți un poet mai filozof decât acesta, un poet teolog mai decât acesta. Vă rog să-mi spuneți, să reflectați. Auziți ce mai este? Sabie cerească întinsă din înălțime spre infern, taină și simbol și jertfă, stâncă de nezguduit, semn de teamă și putere. Toți, uitându-ne la cruce, ne temem, dar și suntem încărcați de putere, steag în veci nebiluit. Cheie, auziți, care cele patru margini ale lumii închis, brațul milei și dreptății care mântui s-au ucis. S-au zis mai departe. Viu izvor al mântuirii pentru vii și pentru morți, cruce. Slavă cui te poartă. Slavă celui care îl poartă. Fenomenal. Teolog. Filozof. Poet plin de har. M-a uimit cum niciun poezie nu m-a uimit și să știți că îmi place și mi-a plăcut poezia. Cum vorbește fratele Traian Dors despre femeie. Am să vă citesc câteva versuri foarte mișcătoare. Poate că dacă am ști mai mult în acest sens, am ști ce este această ființă atât de plăpândă, creată de Dumnezeu. Poezia se intitulează Când spui, femeie. Auziți, când spui, femeie, ai spus mama, ai spus soția, fiica, sora, și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora. Și ai spus iubirea și căldura și frumusețe, fără care ar fi un pustiu și ar fi o durere și ar fi o tristețe tot sub soare. Mă întreb omul ăsta, din ce lume a venit? Auziți ce zice mai departe. Mă opresc la ultimele două strofe. Citiți poezia asta. Să-L binecuvintez pe Domnul și mulțumește-i că a făcut-o. Iar fața mamei și a soției, adio dulce și sărută. Pe fruntea sorei și a fetiței, fă semnul binecuvântării, cu mângăierea cea mai sfântă a bucuriei și a cântării. Ultima strofă. Nu întristați, ci mângâiați. Și ajutați-o cu iubire să-și ducă sarcina și cruce frumos și ea spre mântuire. Căci când ea plânge, auziți, căci când ea plânge, toate sunt chinuite și întristate. Iar când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate. Eu nu știu versul mai frumos despre femeie ca acesta. Cum să lași pe Traian Dors, pe acest om al Duhului, necunoscut în istorie?
Istoria se învârte, istoria literaturii ar trebui să se învârtă, istoria poeziei românești ar trebui să se învârtă în jurul acestui om. Nu a poeților contrafăcuți cu poezii moderne, auziți. Poezie modernă. Luna. Unde ești? Acum ai fost? Acum unde ești? De ce te-ai ascuns în spatele tău? Ce v-am zis asta? Păi eu poezii de astea scriu până dimineață două volume. Ăștia-s poezii? Este poezie? Uitați poezia. Dacă mai îngăduiți puțin, spre reflexia noastră tuturor, punea fratele Traian Dors, ce suntem noi? Este poezia aceea fascinantă, argilă și cernogiomă. Poate știți, mulți. Eu să știți că vreau să învăț pe de rost multe din poeziile lui. Așa cum am străduit să învăț pe de rost multe versete ale Evangheliei. Argile și cernogiomă. Vă citesc două strofe. Păcat că timpul nu ne permite. Iată ce comoară are oastea Domnului. Ce comoară trebuie să știm și slujim. Tinerii de azi, copiii creștinii din biserici, preoții, ierarhii trebuie să știe această comoară a oastei Domnului. Din interiorul nostru, nu din afară nostru. Argila am fost. Și rod în mine puțin am dat. Și prea târziu. Atunci când trebuia în recolte, bogat cernoziom să fiu. Poezia mea și-a ta. Argila am fost. Și prea devreme dogoare aspru m-a făcut atunci când trebuia nerăbdare să fiu cernoziom tăcut. N-am fost argil atunci când umil în mine trebuia să țin statornic, neschimbată, forma din tâi a chipului divin. N-am fost argilă când durerea sub grele lovituri m-a pus să nu mă sfarm ajuns sub ele și să mă moi și mai supus. Argilă am fost atunci când ploaia de har ceresc s-a revărsat în loc să intre în mine rodnic, s-a scurs căbit și s-a uscat. N-am fost argila semănată cu aurul cel luminos. Am fost cernoziomul negru, cu chipul închis și întunecos. N-am fost la timp nici bun argilă. Și n-am fost nici bun cernoziom. Ce frumos încheie, auziți. Am fost o slabă și săracă, și aspră, inimă de om. Mai citesc două poezii, din două poezii. Am mai multe aici. Citiți, am fost clopot. Noi toți trebuie să fim clopot. Am aici la 47, la pagina 47, ce clopot trebuie să fim. Auziți ce spune fratele Traian. Clopot de furtună, clopot de alarmă, clopot de chemare, clopot de rugăciune. Vă citesc dintr-o poezie care vorbește despre trecerea noastră. Un filozof, un poet creștin. Auziți ce înseamnă trecerea noastră în raport cu Iisus. Și puțin gândim la acest lucru. Poezia se intitulează Trec toate. Vă citesc acum câteva strofe. O am aici la pagina 179.
se duc pe râu Iisuse. Se închid, Iisuse, ochii ce te-au privit pe rând. Dar dragostea rămâne tot tânără pe tine. Îngheați odată gura și te-a sărutat plângând, dar dorul tău rămâne la rândul care vine. Trecem noi, am mai spus și la Tuceava, la Tuceviță, trecem noi, dar dorul după Iisus s-ar putea să treacă la rândul care vine, dar prin noi. Pe noi trebuie să treacă dorul. Și după Iisus, și dorul lui Iisus. Adică și dorul urmașilor noștri și în care urmaș dorul lui Iisus se odihnească. Se uscă mâine mâna ce îmbrățișează azi. Îmbrățișarea însă va rămâne într-una. Se ruinează malul ce-au curs al ei talaz, dar unda ei cea dulce va curge întotdeauna. Doar tu rămâi, Iisus, ca întâi și unda ta cea dulce va curge întotdeauna. Spune lumii de azi acest lucru. Are nevoie lumea de azi să știe acest lucru. Ultimele strofe, ultimele cuvinte. O, lasă treacă vecii, că nici să nici nu numărăm, să ne îmbrăcăm murirea cu chipul nemuririi, ca în afara vremii, în veci și în veci, să stăm nedespărțiți, Iisuse, sub brațele iubirii. Doar tu rămâi, Iisus, ca întâi, și în tine o rămâne sub brațele iubirii. Ultima poezie cu care închei câteva versuri. O om. Sunt convins că mulți o știți pe de rost sau ar trebui să o știe. Pentru că în aceste versuri se reflectă toată responsabilitatea pe care trebuie să o avem. Și cu aceste gânduri ale acestui mare om, al acestui neam, îmi închei cuvântul cu părere de rău că v-am spus foarte puțin din ceea ce aș fi voit să vă spun. O, om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume. Pe care știm noi toți că avem răspundere față de tot ceea ce faci. De tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să îndoi. Tu, eu și cu tine. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduni. Dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Scrie un cuvânt. Cuvântul scris e un leac sau o otravă. Tu vei muri. Dar tot ce ai zis rămâne în urmă drum deschis înspre infern sau paradis, spre ocară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inimă rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale. Calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere. Deschidem toți drumul. Să reflectăm. Ultima strofă fascinantă. Trăiești o viață. Viața ta e una. Nu mai una. Oricum ar fi, tu nu uita
cum ți-o trăiești, deci cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericirea în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. Aceasta e oastea Domnului și valorile ei, acesta e trecutul și prezentul oastei Domnului, aceștia sunt oamenii martiri ai oastei Domnului, cu care trebuie să trăiască acest popor creștin mâine. Vă mulțumesc!